Salutare tuturor! Dacă vă întrebați ce caut într-un Opel în condițiile în care noi vorbim de motorul de Ford, este pentru că înainte de a trece la review vreau să menționez câteva lucruri în legătură cu motorul acesta. Deci tratați această parte de început fix ca ceea ce și e, adică un intro. Vreau să dau câteva detalii despre acest motor care a fost pus nu doar pe Focus unde eu l-am testat, ci și pe Ford Fiesta, a fost pus de asemenea pe Ford EcoSport, pe Ford B-Max, pe Ford C-Max, pe Grand C-Max, pe Transit Courier, pe Focus, cum am spus, dar și pe Mondeo. Și o să amintesc puțin mai târziu și care e faza cu Mondeo. Producția acestui motor a început în aprilie 2012, deci la momentul filmării acestui video, motorul are deja aproape 10 ani pe piață. Și s-a fabricat la Köln, în Germania, la noi în România, la Craiova, precum și în China, la Chongqing. Acum, eu știu că românii sunt foarte sceptici, să zic așa, să folosesc un cuvânt mai diplomat, cu privire la aceste motoare. Sceptic e un cuvânt chiar foarte diplomat cu privire la aceste motoare, dar și eu sunt un sceptic, nu vă faceți griji. Dar lucrurile sunt undeva la mijloc și o să vedeți pe parcursul acestui video. Haideți să vedem ce alte detalii mai avem despre acest motor. La început el venea cu versiuni de 100 și 125 de cai putere. Pe parcurs au fost adăugate și versiuni cu 120 de cai putere, o versiune cu 140 de cai putere, iar din 2019 din acest motor a fost derivat un alt motor, de fapt e același motor, doar care sistem mild hybrid, care dezvoltă 155 de cai putere și poate fi regăsit pe Ford Puma, pe care se fabrică de altfel aici la noi la Craiova. Tot din acest motor de 1.0 turbo a fost derivat și o variantă aspirată, pe care am găsit-o pe Fiesta și care dezvoltă 65 și 80 de cai putere, iar varianta de 1.0 cu 80 de cai putere cu motor aspirat am condus-o pe Ford Fiesta anul trecut și review-ul la acea mașină și implicit la motor o să îl regăsiți în descriere jos. Acolo o să vă pun link-ul către acel review. Motorul dezvoltă 170 de Nm cuplu maxim, iar cu funcția, iar în mod overboost, poate ajunge la 200 de Nm, ceea ce este destul de multicel, aș putea spune. Acest cuplu este atins pe o plajă începând de la 1400 de rotații pe minut. Da, 1400. Deci ai cuplu maxim atât de jos la 1400 și până la 4500 de rotații pe minut. Varianta cu 140 de cai putere dezvoltă 210 Nm. Legat de tehnicalitățile motorului, acesta, blocul motorului de fapt, este făcut din fontă, iar acest lucru reduce cantitatea de energie necesară încălzirii cu 50%. Partea proastă este că fiind din fontă are greutate mai mare decât un motor care ar avea un bloc de aluminiu, iar motorul, din ce am văzut, cântărește în jur de 97 de kilograme. Din 2012 și până în 2017, motorul a câștigat titlul de motorul anului la categoria sub 1 litru timp de 6 ani consecutiv, cu mențiunea că în 2017 a câștigat acest titlu cu o variantă reconfigurată a acestui motor. Varianta reconfigurată a fost produsă începând cu 2018, deci în acest review o să aveți varianta nereconfigurată, ca să zic așa, pentru că mașina este din 2017, înmatriculată la final de 2017, dar după cum veți vedea, motorul este fabricat în iulie 2017, deci nu este versiunea reconfigurată. La această variantă reconfigurată, mașina a primit un nou volant cu masă dublă și un disc de ambreiaj cu amortizare a vibrațiilor. Atenție asta la modelele cu cutie manuală. Astfel au fost neutralizate oscilațiile motorului atunci când acesta rula în 2 cilindri. Și cum spuneam, pe lângă Fiesta, EcoSport, Focus, B-Max, C-Max, să zic că până la B-Max sunt mașini mici, dar Ford a mers până acolo încât a pus acest motor pe Mondeo. Și Mondeo, cu motorul ăsta de 1.0 și 125 de cai, cântărește 1455 de kg în varianta hatchback, cum e ea, adică cu haion, și 1476 de kg în varianta break. Dacă vă luați familia și puneți bagaje, ceea ce înseamnă pe puțin 200 de kg, gândiți-vă că acest motor trebuie să tragă, un motor de 1.0 trebuie să tragă după el peste 1600 de kg, dacă nu chiar 1700 de kg, ceea ce, sincer, a pune acest motor pe Mondeo mi se pare tras de păr, al pune pe Focus este maximul pe care l-aș accepta, dar și asta, așa și așa. Dar o să vedeți cum se comportă motorul imediat în review. Și înainte de a trece la review, mai vreau să adaug faptul că în primii 2 ani de fabricație, între 2012 și 2014, motorul acesta a avut probleme destul de mari de fiabilitate, mai ales cu sistemul de răcire, pentru că lichidul de răcire, sau antigelul, cum îl numim noi, se scurgea. Mașina are acolo înăuntru, în vas, un senzor și pentru că lichidul se scurgea, intra aer și senzorul nu detecta că s-a scurs lichidul de răcire și asta ajungea până la afectarea motorului într-un mod foarte grav și abia după 2014, din 2014 încolo, Ford a remediat problema. Destul de târziu, a stat 2 ani să o remedieze. Deci asta este problema principală a motorului. Și înainte de a trece la review, pentru români vreau să menționez faptul că chiar dacă nu ne plac astfel de motoare mici și nu ne place că producătorii tot bagă astfel de motoare mici, să știți că nu este neapărat vina lor. Ei fac acest lucru din cauza normelor de emisii drastice pe care Uniunea Europeană le-a impus. Că am văzut oameni, cel puțin la Dacia, când au lansat noile Logan și Sandero cu motoare de 1.0, precum și cel de 0.9 de acum câțiva ani, românii foarte supărați, unii spuneau că Renault își bate joc de noi, că ne dă numai motoare de astea nașpa și că rușilor sau sud-americanilor le dau motoare de 1.4, 1.6, 2.0. Da, motoarele alea de 1.4, 1.6, 2.0 le dau lor pentru că ei nu au normele de poluare atât de drastice, pe lângă faptul că motoarele astea alea sunt deja foarte vechi. Sunt fiabile, dar sunt foarte vechi și ăsta e adevărul, sunt poluante. Doar că nu este vina lor. Deci ei nu au plăcere să vă facă pe voi, să vă umilească pe voi sau să vă dea ce e mai rău vouă sau nouă românilor. Ci acestea sunt rezultatele politicilor de mediu ale Uniunii Europene, care din punctul meu de vedere, în unele zone sunt cel puțin exagerate, iar în alte zone sunt de-a dreptul nebunești. Dar asta este situația, deci nu dați vina pe producători, căci nu este în principal vina lor, ci vina reglementărilor Uniunii Europene. Așa că acum mergem la review și rămâneți cu mine până la final să vedeți care este concluzia mea în legătură cu acest motor. Și am deschis capota. Din păcate nu avem telescop. Așa arată motorul de 1.0 și 125 de cai putere. Și mi se pare surprinzător este că nu are capacul acesta aici deasupra. Dar în rest, așa arată motorul pe benzină, celebrul EcoBoost. Foarte fain este că scrie și... Aoleu, m-am fript! Scrie și data la care a fost produs. 13 iulie 2017 la fabrica de motoare din Köln. Deci nu este cel făcut la Craiova, ci este făcut în Germania, unde, de altfel, la Köln, Ford Europa își are și sediul. De aceea, Fordurile astea le putem considera oarecum europene și nu americane. Și acum, haideți să conducem motorul ăsta, să vedem cum se simte și stați cu mine până la final pentru concluzii. Conducem acum temutul, în modul de care se tem un motor de 1.0 și 125 de cai. Un motor mic pentru o mașină atât de grea, ar spune mulți români. Să știți totuși că lucrurile nu sunt chiar atât de rele, adică încă rămân un semi-sceptic al acestor motoare, în sensul că trebuie încă să mai vedem cum se comportă pe termen lung. Majoritatea s-au comportat destul de bine. Cu 2 persoane în mașină nu simți greutatea și ia uitați, sunt în treapta 4, am 70 și doar 2000 de ture la un motor pe benzină. De tras, să știți că trage destul de bine. Simți sunetul acela de 3 cilindri, un sunet ca un, nu știu cum să-l numesc, un guturai, așa face, ca să zic așa. Nu știu dacă o să-l auziți în clip, că mașina e destul de bine antifonată. Din nou, în treapta 3, uitați, am 60 și doar 2500 de ture. Deci cutia e etajată destul de lung, deși e un motor pe benzină. Aș spune că etajarea cutiei este făcută ca la un diesel. Foarte interesant, chiar sunt curios. O să scoatem puțin și pe autostradă, să vedem ce consum are. În oraș ai destule resurse, ăsta e adevărul. Deci motorul mașina nu se simte submotorizată, deși, pentru că până la urmă, deși motorul are capacitate cilindrică doar de 1.0, cred că e 998 dacă nu mă înșel de centimetri cubi, totuși are 125 de cai. Având 125 de cai și mașina în jur de 1300 de kilograme, dacă nu mă înșel, undeva la 1200 și ceva, 1300, raportul kilograme-cai putere e destul de bun și mașina nu se simte submotorizată. Până acum consumul, bineînțeles, e weekend și traficul e destul de liber în oraș, 5,6 în oraș. Între timp am mai stat la semafor, consumul a urcat la 7,1, dar totuși este un consum destul de mic pentru oraș, chiar la nivel de diesel aș putea spune, într-o zi de weekend, comparând cu un motor diesel și el într-o zi de weekend, pentru că și dieselul meu, dacă aș merge în oraș, la ambuteiajele din București, mi-ar lua în jur de 9 și chiar. Bun, cutia de viteze, îmi place foarte mult cum se schimbă. E etajată, cursa levierului este destul de scurtă și ia uitați, îmi place mult, se simte foarte fain. Să știți că Ford are un pedigree, mulți știți că mașinile lor se conduc sportiv și chiar e cazul și aici. Hai să vedem, plecăm de pe loc, ce poate motorul. Nu are accelerații fulminante, dar uite, am ajuns la 55 deja. Și la 70 pe bord. Când accelerezi se aude sunetul, guturaiul ăla. E destul de zgomotos motorul când accelerezi, pentru că este în 3 cilindri. Revenind la cutia de viteze, îmi place levierul. Se simte foarte sportiv și când retrogradezi, ia uitați. Și mașina în sine se simte strânsă, se simte destul de sportivă. Haideți să ieșim puțin și pe autostradă, chiar sunt curios cum se simte la viteze puțin mai mari. Suntem în treapta 4, acum am ieșit pe autostradă. Când accelerez la podea nu este o accelerație fulminantă, este una destul de progresivă. Am 90 la oră în treapta 4 la 3000 de ture și deja trebuie să-i dau a 5-a. Apropo, mașina are 6 trepte, acum am 100. Începe să apară zgomotul de la motor în habitaclu. Hai să resetez și consumul de bord să văd cât mi-ar da pe autostradă. Haideți, 100 avem acum. 2700 de ture, 110, schimbăm treapta 6-a, 120, nu simți că e motor de 1 litru, are resurse, deși doar 1 litru, 120, am 2500 de ture doar în treapta 6-a, acum e într-adevăr puțin mai sus ca la un diesel fiind pe benzină, dar încă e bine față de dieseluri, față de benzinele aspirate, acum am 130. Se simte confortabil la 130, avem în jur de 2700 de ture, dar încep să simți zgomotul în habitaclu, zgomotul motorului, ceea ce era de așteptat la un motor de 1.0 și în 3 cilindri. Dar nu duceți lipsă de resurse, adică dacă puteți trăi cu zgomotul, e un zgomot destul de asemănător cu al unui benzin aspirat, dacă puteți trăi cu zgomotul, să știți că e ok. Până acum la 130 am un consum de 8, dar tot scade, mergând constant și continuă să scadă. Să-i dau puțin în treapta 5-a, să vedem reprizele, dacă aș avea nevoie de 3000 și ceva de ture, nu. Adică are resurse pentru un mers relaxat, poți să depășești, dar nu vă așteptați să, când retrogradezi, să țâșniți. Până la urmă e un motor de 1.0. Poate sesizați zgomotul în habitaclu. Am 130 acum pe autostradă. Între timp consumul a scăzut la 7,3 și pare că se menține aici. Nu pare să mai scadă, am deja 5 km pe autostradă. Sigur, e puțin, dar cam aici. Chiar am vrut să văd cât consumă un motor pe benzină de acest fel la 130 de km pe oră. Se pare că aici s-a stabilizat consumul undeva la 7,3, 7,4. O să ieșim cât de curând și pe DN să vedem cum e consumul acolo. Bineînțeles, pe DN-uri zgomotul motorului va fi mult redus, dar nu știu. Hai să întreb cameramanul. Se pare foarte zgomotoasă? nu îi se pare foarte zgomotoasă. Bineînțeles, eu sunt obișnuit cu Opelul meu, care într-adevăr e foarte, motorul e foarte silențios, dar e ok. Chiar este ok. Uite, am scăzut la 120, la 120 consumul a scăzut și el undeva la 7,2, 7,1. Deci ăsta este consumul, ăsta e motorul. Un motor mai ok decât m-aș fi așteptat. Rămân semi-sceptic în privința downsizing-ului motoarelor. Vedem pe termen lung cum se comportă. Dacă mașina ar fi fost mai încărcată automat, ar fi consumat și mai mult. Deocamdată suntem doar două persoane în mașină. Dar să știți că, deși rămân un semi-sceptic al motoarelor astea mici pe mașini destul de măricele, să știți că nu-i chiar atât de rău cum mă așteptam. Pe drumuri naționale ca acestea, de exemplu la 70 de km pe oră, mașina rulează într-o liniște destul de plăcută și ea este destul de ok insonorizată. La 80 de km pe oră, cum am acum, un consum văd se menține undeva la 5,5, 5,4 acum. E un consum ok atât timp cât, îți dai seama, cu cât o încarci mai tare, motorul le depune mai mult efort, fiind și de 1.0 și va consuma mai mult. Uite, deja m-am dus la 5,1. Deci la 80-90 la oră, cred că puteți sta liniștiți undeva la 5 litri la 100 de kilometri, poate chiar și sub 5 litri la 100 de kilometri. Deci e ceva mai eficient motorul decât un benzinar aspirat. Nu știm dacă și mai fiabil, dar nu la fel de eficient ca un diesel. În schimb, se apropie destul de mult de un diesel. În concluzie, e ok motorul ăsta de 1.0, da, mai bine decât mă așteptam, dar totuși, dacă vă căutați o asemenea mașină și nu petreceți mult timp în oraș, luați-vă un diesel sau o benzină ceva mai puternică. Dacă petreceți majoritatea timpului în oraș, să știți că e destul de ok motorul ăsta și nu veți avea viață grea cu el.